repede. Da? Vă mulțumesc foarte mult pentru această carte care pe e? Care am să iau personal. Regele și Duduia. Normal. Da. Regele și Duduia. Duduia. Regele și Duduia. Adică... Extraordinară cartea asta, vă mulțumesc pentru ea. Regele cu și mare Duduia drag, este... Da. Știi că, da. Noi te facem o aluzie oricând. Asta zic. Și despre trup, asta mi-a plăcut din nou foarte. Deci nu știu dacă era pentru mine pachetul ăsta sau pentru ea, dar vă mulțumesc. Da, dar aici o să fii dezamăgit că asta despre trup chiar n-are poze. Poze. Și eu am zis, da mă! Oricum nu trebuie să-ți faci probleme, arăți bine la 40 de ani, adică nu... Băi, pentru un om cu un picior în groapă sunt super tip-top, adică sunt simplă, wow. Doar să nu-ți faci analizele, în rest... Na, păi, okay. Păi, doar exteriorul contează. Când, nu, sincer, vine, când vine vorba de sănătate, ce da. E în interior nu contează, să vezi știi. Că râsul până la urmă ajută. Băi, mă marinez în râs, efectiv. Și mă și răsfățați, adică mi s-a părut extrem. Bă, voi ați rupt bugetul pe câțiva ani cu acadelele astea? Caramele. Caramele. N-am avut bani de acadele, sincer, acum luam și noi caramele. De fapt, sunt alea care, pe care ni le-au dat rest la cărți. Da? Păi asta zic că e valoare 20-30 de bani lejeri aici. Adică... Da. Scuze-ne un pic, nu sunt trei? Că a fost ba da, dar le-am mâncat eu pe asta. Trei, da, singurele care îmi plac dar... sunt astea cu căpșuni. Știu, dar nu mai arătați două la cameră, că pare că da, nu ne-am pare că e bogăție. A, că ați văzut ca la morți, așa. Da, nu, dar atenție, da, n-am făcut 40 de ani. Stimați ascultători, le-am dat trei, da? Nu două. Când te-a dat Teo la cameră. Melinda, cum l-ai cucerit? Că uite, multă lume se întreabă, ce norocoasă ești, mă, să l-ai pe Teo acasă oricând. Da. Dar nu se întreabă nimeni ce norocos e el să mai aibă pe mine acasă. De ce? De ce doar? Bam, s-a rostit. Cum l-am cucerit? Da, cum l-ai cucerit? Știu, farmecul meu. Da, prima noastră întâlnire. Nu, dar chiar cu farmecul m-a cucerit, da. Că da, prima noastră întâlnire, primul nostru date, cum zic copiii acum, da, ăștia da. 30-35 de ani. Ăștia care stau pe Tinder. Da. Puștanii ăștia de 30 de ani. Pe Tinder? Da. Tinder? Nu, Tinder. Ah, credeam că Tinder. Și tu ai bătrânit acum, suna Tinder. Cât stau mă la case de astea de bătrâni de să întâlnesc pe Tinder? Sunt mulți. Primul nostru date a fost pe o bordură la Șinca. Am stat toată noaptea și am vorbit. Și... Azi la treapta. Și-o cheltuit toți banii de stand-up din seara aia și mi-a luat o șaorma în centru și dimineața la 5 am fost și am mâncat șaorma în centru vechi. Asta a fost primul nostru date. Și atunci nu te plângeai că ești obosit cum te plânge acum? Nu, că aveam... Nu mă ține așa, domnul. Să știți că eram și eu mai în formă. Acum, cu bătrânețile... Da, deci asta a fost acum 10 ani. 10 ani, da. Ce frumos. Da. Așa a apărut șaorma cu de toate. Cineva era foarte îndrăgostit și a zis, vă rog, puneți cea... tot. Nu. De toate, cheltuie tot să 15 lei pe ea. Ca să impresioneze fata, a fost de care, pune toate, ce să mai... Și lipie, vă rog. Și a fost, Dragoș, e sigur, bă, de toate. Dar ciudat că ne povestei că în perioada aia tu erai cu coliva, nu cu șaorma. Și acum sunt, e de răcea acum să cred. Acum e curtă și colaciu, că eu sunt jumătate un groaică. Aha. Da. Și noi aici, la Digi. Apropo, ne salută Arpa din Covazna și am scris și eu că eu sunăm, după care am verificat, mă, chiar înseamnă la mulți ani. Chiar înseamnă mulțumesc. Da. Da, și înseamnă. Chiar faci stand-up și în maghiară? Ce? Tu. Mă acordasem pe alte frecvențe. Nu fac nici în engleză. Am încercat să fac o dată în engleză și a fost atât de ciudat show-ul ăla, pentru că a fost acum câțiva ani organizat un show de stand-up în engleză, făcut de români, în engleză, pentru, ne gândeam noi, expați. Era într-un bar de expați în București, un bar în care veneau în general pe engleză, Australie, mă rog. Pentru și... ascultătorii noștri, expații sunt cei care ne fură nouă banii. Și joburile, da, și tot, și fetele. Și da. Locuri la dentist, că vine aici la dentist. Așa e. Și a fost atât de ciudat că n-a venit niciun expat. Erau numai români și erau situații în care erau niște români care făceau stand-up în engleză la alți români, știi? Și pe cuvântul meu, doamne, știi cât de ciudat a fost? Că ne uitam ochi în ochi și eram gen, tu ești român, și ești român. But have you ever noticed că... It was a bit cringe. Yes, very cringe, ca copacul, plin de cringe. Și ați făcut switch-ul, ați trecut pe română sau ați ținut-o? Nu, am ținut-o. În engleză, bine de tot. Dar a fost o atmosferă, ți-am zis, foarte, foarte ciudat. Singurul nostru show în engleză a fost pentru români. Dar uite, glumele astea cu vaccinul de țară n-ar fi ținut în engleză. De ce, asta mă, ce la ei? Păi ei nu extermină cu d-astea? La ei nu e cu d-astea? Ia, zine tu cum e.
vrei acum să mă execuți în direct, adică... Ai zis, de ziua lui, hai să vorbim despre lucrurile astea plăcute, păi, necontroversate. Sunt niște întrebări legitime pe care tu le adresezi. Întrebarea cea mai importantă, care nu cred că s-a pus până acum, așa, este, oculta mondială, globală, satanistă. Satanistă n-am auzit. E și satanistă, prea cu de toate, e ocultă cu de toate. E născută așa. În America Latina, ai văzut câte nume are? Da, și, da, exact, oculta mondială e satana del globalo. Ia zi. Dacă vrea să te omoare, da? Dacă vrea să te omoare, să te extermine, să te nenorocească, da. De ce, întrebarea cea mai importantă, zi. De ce ar pune o travă aia în ceva ce tu poți să refuzi? De ce au ei nevoie de consimțământul tău ca să te omoare? De ce nu în apă, gen? De ce nu ți-o pun în apă, mă? De ce nu în mici? În apă mici, e cel mai simplu. În țigări, în orice. De ce au ei atâta morală și etică? Zic, bă, eu omorâm pe ăștia, dar întâi îi întrebăm. Păi, bă, vrei? Tocmai pentru că au etică. Și zic, nu. Și a zis, pe ăsta nu putem să-l omorâm, că s-a prins. Ce, Bogdan? Au etică. Au etică. Păi, dar e o culta mondială, satanistă, nu-i și etică, mă. Da, mă, stai puțin, joacă după niște reguli, nu joacă murdara. Crezi tu că și-au impus niște? Da, îi exterminam. Cea mai importantă, să-și dorească. Asta zic. Deci să-și dorească. Și-au scris ei niște reguli așa și au zis, bă, nu-i omorâm pe ăștia așa împotriva voinței lor. Eu am și o întrebare. Dar când se moare? Când noi suntem vaccinați de ceva vreme? Mai încolo! Mai așteaptă un pic. Parcă vă mâine titlurile din ziare. Teo de la stand-up se implică și ajută cu culta mondială cu idei. Da. Păi, dacă se întâmpla imediat, crezi că s-ar mai fi vaccinat și după oamenii? Păi nu, dar bănuiesc că cât ar trebui să dureze până murim. Dar văd că ești foarte nerăbdătoare. Mai devreme spuneai că n-ai împlinit 40 de ani și acum... Păi da, o să împlinești tu și parcă o să fie groaznic. Crede-mă că deja este. Like. Asta face traiul lângă mine. Asta face traiul lângă mine. Să-ți dorești să vină sfârșitul mai repede. Păi și noi când ne uităm pe YouTube. Asta zici, 10, la bobonete zicea. Da. 10 ani de, 10 ani de căsnicie. Auzi, dar nu se murea de la vaccinul. Că aș vrea și să poate să ne oprim din căsnicia asta pe care nu mai suport. Băi, ia, mai mănânc. Nu, mai că nu-mi place asta de portocale. De ce? Nu-mi place portocale. Are și pretenții, mă. În trăjituri și bombani. Ei, în Ardeal au avut portocale când erau mici. Nu, am avut banane. Eu n-am stat să coacă bananele pe dulapul. Eram de la țară. Banana curte, de pe dealul feleacului. Aveam acces la ele, da. Banana de Maramureș. Așa, ia zic cum e. N-ai băut niciodată cică de banane. Banana de Maramureș, nu. Horinca de banane. Horinca de banane, măi, dragă omule. Dar să vezi bananata cum e. No, e borincă. Bananata e numai pentru femei. Deci eu nu mă ating de bananată. Aia să bea femeile. Eu beau horincă de banană. Bananata, și scoasă la 60-65 de grade. Nimeni ce să dăm pe tropical? Să se facă mangonată? Papaiată? Coconată? Dar să știi că am descoperit în Odorheiu Secuiesc palincă de mandarine. Să știi că am băut. Chiar am băut, serios. Și de palincă de vin. Și de bere. Da, bine, aia te-ai mai așteptat, dar de mandarine e mai... Ce se face mandarina acolo la Odorhei? Ce e o mandarină la Odorhei? Am făcut o mandarinată. Da. Mamă. Ia spuneți-ne cum sărbătoriți astăzi. Care e planul pentru seara asta? Organizați ceva? Probabil că se culcă. Nu știu, păi aproape gata mâncarea care a venit de la Galactic. Nu se aude? Plănuiesc, dacă nu au auzit ascultătorii noștri, plănuiesc să le mănânc toată mâncarea domnilor care ne-au invitat astăzi dimineață. Da. Și să beau o beță alcool responsabil. Toți banii mei cu tine. Toți banii lui Teo. Facem o mică... Ne-am cumpărat un spumant. Da. De 6 litri. Ce frumos. Uite, voi ați venit la noi de ziua noastră, noi avem aici o tradiție. La DGFM, dincolo de tradiția de a ne întâlni cu tine, Teo, și că mai avem o tradiție, pentru că cum a pornit DGFM în prima zi de emisie, ne-am trezit cu Smiley în studio. Ena. Da, și de atunci el este... acolo dormea, să Nu, acolo dormeam noi, el a venit surpriză. Și uite, această tradiție continuă și Smiley este și astăzi cu noi de la distanță, cei drepte. Salutăm, Smiley, neața. Neața. Salutare, bună dimineața. Salut. Cum să leagă lucrurile? Deci el e Teo da. Și el e Smiley de la Corect. Ce faci, Smiley? Bine, mă machiez. Mă machiez înainte să ies din casă. N-ai mai venit cu tortul anul ăsta, dar te înțelegem, ești tătic între timp, ai alte probleme.
Nu am de filmat. Astăzi am filmări pentru ce pregătesc în următoarea perioadă și deja, de-aia vă zic că deja sunt la machiaj. A, deci chiar ești la machiaj în momentul ăsta. Da, da. A, deci el e Carla Zdrins, mă. Hai, mă, ce se mai... No, ne cred, tot ascundem. Cred că are nevoie de machiaj pentru că te ține bebelina treaz noaptea? Cu siguranță. Că trebuie să filmeze, asta a zis. Dar oricum sunt treaz de la 6:30. Măi, da, toți ne trezim foarte devreme în dimineața asta. Uite, Smiley, tortul este aici, să știi. Nu știu dacă tu poți să-l vezi. Uite, o să ne ajute Beatrice. Beatrice, te rog să duci tu tortul mai aproape de cameră, să vadă Smiley că, deși el n-a venit, tortul a venit totuși. Este aici cu noi și să știi că noi nu o să uităm ziua aia în care a intrat în studioul nostru în urmă cu 6 ani. Și fii atent, spune-ne cum au fost pentru tine acești 6 ani. Că pentru noi știm cum au fost. Da, pentru mine, luăm în calcul și ultimii doi. Păi mai ales. Hai, pune și pe ăștia, să iasă rotund. Păi în ultimii doi a fost interesant ca pentru toată lumea, dar cu pregătire pentru mine a fost cel mai frumos anul ăsta, pentru că am devenit tătic. Deci, practic, în ultimii 6 ani m-am pregătit pentru anul ăsta. Ce frumos! Deci te-ai odihnit 5 ani ca să recuperezi în al 6-lea, pare un pic nedormit. Vezi tu că el a avut și o premoniție că va fi tată de fată și a luat înainte pistol. Corect. No? Ceea ce așa se face. Smiley, pregătit, vă aștept cu pistolul la ușă. Smiley, noi îți mulțumim că, uite, chiar și de la distanță păstrăm tradiția și, bineînțeles, abia așteptăm și anul viitor la 7 ani să fim împreună. Mult succes cu ce ai de făcut astăzi. Se anunță o zi grea, din ce înțelegem, lungă. Da, da, mai multe zile grele. Mai multe. Mai multe zile de filmare. Vă doresc la mulți ani. Mulțumim. La mulți ani lui Teo. Salut, mersi mult. Să trăiești. Și aștept banana ta aia să vedem. Ți-i vorbe cap. Păi, la 7 ani așa ar trebui, da, să facem, vine... să dăm o banana, da, party. Da. Și vine într-o sticlă de apă, plată cum e la noi. Tradițional, păi da. Tradițional. Dacă tradițional. Nu într-o sticlă de apă de 2 litri, nu e tradițional, da. E foarte bine. Smiley, te salutăm, mulțumim că ai trecut pe la noi în dimineața asta. Succes. Te pupăm. Succes. Mă, mulțumim. N-a fost și țiriac în prima... Ba da, ba da, ba da. Unde-s banii? Uite-te în cont. Uite-te în cont și o să vezi acolo. Teo, Melinda, mulțumim, ne-a plăcut să ne sărbătorim împreună. Hai să mulțumim mergem mult să mâncăm. Da, da. Hai să mergem să mâncăm. Ne-au adus prietenii noștri de la Gala Catering mâncarea și le mulțumim. Pentru prima oară Beatrice a tradus ce înseamnă că vă zicem noi că urmează știrile. De fapt, da. Mergem să mâncăm. Asta facem.